Imitatio Christi, cartea a patra, capitolul 18. Să nu iscodim tainele Sfintei Cuminecături, ci urmându-L cu umilință pe Hristos, să supunem credinței luminile minții noastre omenești. Vocea Domnului iubit. Ferește-te de iscodirea ușuratică și zadarnică acestei taine necuprinse, dacă nu vrei să te înfunzi în hățișul îndoielii și al șovăielilor. Cel ce iscodește măreția va fi zdrobit sub greutatea slavei. Mult mai multe poate Dumnezeu săvârși decât mintea omenească poate cuprinde și înțelege. Bună e tocmai de aceea doar cercetarea smerită și evlavioasă a adevărului, mintea fiind gata mereu să învețe câte ceva și să urmeze pas cu pas învățăturile pline de miez ale Sfinților Părinți. Fericită e mintea dreaptă și limpede, ce nu se încurcă la întrebările grele, ci umblă fără șovăire pe cărarea poruncilor lui Dumnezeu. S-a întâmplat cu mulți că și-au pierdut credința, dorind tocmai să-i scodească taine prea adânci. Ți se cere doar credință și o viață sinceră, nici de cum o minte strălucitoare care să pătrundă tainele lui Dumnezeu. De vreme ce nu poți înțelege și cuprinde nici măcar cele ce sunt mai prejos decât tine, cum îți închipui că ai putea sfredeli cu mintea și pricepe cele ce te depășesc deasupra? Supune-te lui Dumnezeu, smerește-ți cugetul, punându-l sub pavăza credinței și vei dobândi lumina cunoașterii în măsura chiar în care lucrul acesta îți va fi prielnic și folositor. Credința unora în această taină sfântă e supusă unor grele ispite. Ei nu poartă nicio vină, ci vrăjmașul. Nu pune la inimă, nu te sinchisi de gândurile fără noimă, nu răspunde șoaptelor diavolului, ațățătoare la șovăială. Crede cuvântul lui Dumnezeu, încrede-te în sfinți și proroci și vei pune pe fugă pe dușmanul ticălos. De multe ori se dovedește de mare folos ca slujitorul lui Dumnezeu să fie încercat de astfel de gânduri. Îmbrățișează deci credința neclintită și dreaptă și apropie-te rugător de sfânta taină, cu sfială și cuvință. Iar tot ceea ce scapă minții tale încredințează fără grijă Domnului Atotputernic. Dumnezeu nu se înșeală și nu te înșeală. Se înșeală cel ce se încrede prea mult în sine. Îi place Domnului să fie mai aproape de cei săraci cu mintea, se descoperă pe sine celor smeriți. El dă pruncilor înțelepciune și celor cu cugetul curat le arată cele mai ascunse tâlcuri. Își ascunde în schimb darul dinaintea minților iscoditoare și trufașe. Cercetarea minții omenești trebuie să urmeze credinței, iar nu să o ia înainte, ridicând în cale opreliști și piedici. Într-adevăr, credința și dragostea sunt de cea mai mare însemnătate pentru Sfânta Cuminecătură și una și alta lucrează împreună într-un fel ascuns în această preasfântă și binecuvântată taină. Dumnezeul cel veșnic și necuprins, a cărui putere e nemărginită, săvârșește lucruri multe și minunate în cer și pe pământ, iar cercetarea și iscodirea minunilor sale depășește cu mult puterea celei mai înalte minți omenești. Dacă lucrările lui Dumnezeu ar fi dintre acelea pe care mintea să le poată cu ușurință pricepe, n-ar mai fi nici minunate, nici negrăite. Sfârșit.